Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la emisiunea Mândriți-vă că sunteți moldoveni. Continuăm ciclul de emisiuni dedicat istoriei localităților din Republica Moldova, celor mai vechi sate aflate pe teritoriul țării noastre. Invitatul meu din platou este domnul Gheorghe Melnic, cercetător al localităților din Republica Moldova. Domnul Melnic, bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua. Ne-am propus pe parcursul emisiunilor pe care realizăm acestui ciclu să discutăm despre mai multe sate care au o vârstă impunătoare, care sunt practic de aceeași vârstă cu statul moldovenesc, care au aproape 600 de ani, unii deja au depășit această vârstă. Am vorbit despre sate precum Sadova și alte sate, apropo, din regiunea respectivă, care sunt destul de vechi. Vreau să discutăm astăzi despre o localitate care este la fel destul de importantă și impunătoare, despre Lozova. Pentru că probabil cei din regiune îl cunosc mai bine, cei care ne privesc acum și se află în alte raioane sau în alte colțuri ale țării noastre cunosc mai puțin. Spuneți-ne, vă rog, Lozova este cât de veche localitate? Când apare ea, de fapt? Lozova este un sat de o vechime peste 600 de ani. Da? Însuși, atestarea documentară are vârsta de 600 după 25 aprilie 1420 și împreună cu, cum am mai spus, cu un șir de sate de pe această vale a Bucovețului, da? Se integrează în acel șir de localități? Acel șir de localități care a fost făcută danie lui Ioană Vornicu la acea perioadă, dar ca loc, ca habitat, moșia satului constituie câteva localități vechi, foarte vechi, de peste 24 de secole, da? Pentru că între Lozova și Micleușeni se află un loc numit Horodiște, de vechime încă nu pe deplin cercetată, și pe teritoriul, pe această moșie, a mai fost încă câteva încercări sau chiar s-au aflat alte localități care în legătură cu diferite situații au dispărut. Au dispărut sau cum asta? Au dispărut. Cea mai veche așezare de pe moșia Lozovei a existat între anii 400 și 200 înainte ierii noastre. Deci sunt, da? Așezări destul de vechi. Ea fiind părăsită aproape la sfârșitul secolului III, începutul secolului II, ca urmare a invaziei triburilor germane ale bastanilor. Nu mult timp după aceea, o altă așezare a existat nu departe de precedenta, da? Dar de o denuire mai scurtă. Apoi, cu timpul, s-a mai fondat așa numite localități mici, sătușani, dar care au dispărut și ele cu timpul. Tot acest motiv a fost năvălirea nomazilor și doar spațiul dintre Bruce-Nistru aici a fost o trecătoare permanentă a multor civilizații. Au mai fost întreprinse încercări de fondare ca habitat și în secolul 8-9, în era noastră, dar cu aceleași urmări groaznice din urma invaziilor. Ultimul dintre cele dispărute a existat undeva prin secolul XIV, da? Vatra acestui sat a fost cercetat de arheologi și ei au descoperit urme de bordeie și cu un cuptor de oale, care sunt mai din coace, cum se spune, da? Oamenii de acum erau mai obișnuiți cu meșteșugăritul, da. Actuala localitate este atestată ca sat, cum am spus, la 25 aprilie 1420, ca Loznova. Lozova, care este de numire, este de origine slavă, care loza înseamnă viță de vie, loază, mlădiță, da? Răchită. Da? Este lozneac,
Slavonă, Rechitiș, loc cu multe sălci. În aceeași măsură, timp de 140 de ani după atestarea documentară de, pe vremea lui Alexandru cel Bun, despre când Lozova devine un sat în stăpânirea lui Ioana Vornicu, Alexandru Lăpușneanu intervine cu un act de danie mănăstirii lui Chebrian. Așa cum s-a întâmplat și cu alte localități. Cum s-a întâmplat cu celelalte sate din Valea Bucovețului. Documente, iată, sunt în aceste două documente, 1420-1560. Da? Cel mai... Până când... Adică cel mai precis document care atestă o stare de lucruri mai cât de cât, da, mai amplă, este recesământul de la 1772-73 și apoi repetat peste un an la 1774. Haideți să trecem la demografie puțin. Dacă noi vorbim că localitatea a fost atestată pentru prima dată doar documentar la 1420, asta înseamnă că localitatea exista deja până atunci. Așa cum am vorbit anterior, din câteva familii, 3-5 familii care formau un sat. La 1775, cât, ce populație? 74. 74. Adică la 1773 în Lozova erau 64 de case, da? Adică cu 57 de țărani, un duhovnic era, și Popa vede. Andrei, da, și doi țigani robi. Aceștia erau locuitorii satului la acea perioadă. Apoi, în componență locuitorilor, vezi, mai intra și lupul, fiul lui Nicolae, care la 1774 deja este atestat ca ruptaș, Vasile, fiul lui Mihail, tot ruptaș, Ursache, jinerile lui Dranele, adică Dranele, fiul lui Vasile Mihail, și Moisei, jinerile lui Bosa, care la 1774 deja nu mai este atestat. Adică în 1774 Lozova este mai mică, pentru că condițiile de pe acea vreme necesitau niște permutări în componența locuitorii. Ori alții se duceau în altă parte să locuiască, se schimbau stăpânii. Apoi de la 54, la 64 de case, cât erau în acea perioadă, la 72-73, în 74 deja erau 52 de case. Adică da? Mai puțin. Și 3 case pustii, dar... sunt luați la evidență 36 de birnici, cap de familie, dar apar mai multe femei văduve, se vede că s-a întâmplat ceva, femei sărace, 8 la număr, și cu 3 țigani robi. Sunt mulți. Da. În 1803, Lozova numără deja 99 de birnici, ca birnici ai mănăstirii Chebrian. La 1813, peste 10 ani, deja 129 de locuitori birnici, da, cu 24 de burlaci, da, 12 femei sărace și 6 mazili, deja boiernași, mai așa. Avea satul la acea perioadă o biserică din lemn, da, și... se petreceau evenimentele de viață necesare în unei localități. Adică în 1813 registrul bisericii arată că au fost botezați, s-au născut 28 de prunci în Lozova, 6 cununii s-au făcut și au răpășat 10 suflete. Un spor natural, evident. Da. Neamuri puternice în Lozova au fost un neam de clerici, da? Neamul Baltaga. Baltaga, asta de ce perioadă vorbiți acum? Este un neam de preoți, care este foarte însemnat în istoria satului. În istoria satului.
chiar și la în satul meu în Chepriană, la început, în 1813, a preoțit, să zic, preotul Dumitrie, tot din neamul Baltag, și preotul Grigorie Baltag. Până care a pus începutul activității bisericii în sat, în Chepriană. Zic, în Lozova, prima școală a fost deschisă în 1863 și în 1874 a fost înființată prima școală. Prima biserică a fost în 1863, Biserica din Piatră, care există și astăzi. Pe parcursul istoriei, Lozova a avut foarte mulți oameni așa de... Fruntași? Puteți să ne dați câteva nume? Da. Aș numi primul lozovan pe care eu l-am cunoscut așa ca locuitor al satului Lozova, a fost învățătorul meu de clase primare, Avram Mihail al lui Nicolae. Un bărbat frumos, tânăr, care m-a luat și m-a învățat și a scrie și a număra și a citi și așa mai departe. Să fie țărna ușoară, a fost un om răbdător cu mine. Altă, o lozoveancă, o cunosc toți în Moldova, este Olga Ciolacu. N-am știut. Lozoveancă de... Artista poporului. Artista poporului. Și este cunoscut la noi Alexandru Cosmescu, da? Fost scriitor, eseist, publicist, traducător. Îl cunoaștem foarte bine. Lozova este un sat foarte frumos. Când intri în sat, simți vechimea, simți omenia. Oamenii sunt atenți, foarte sufletiști, așa. Te primesc cu multă dragoste, da? Și tot ce înconjoară Lozova este foarte frumos și foarte istoric. Da? Dacă țin minte, pe un deal între Lozova și Icleușeni erau câteva mori de vânt, da. Apoi însăși pe râul care trece prin satul Lozova, pe apa Lozovei, da? se mai numea Valea cu Mori, Valea Morilor. Da? Iarăși de o frumusețe rară. Probabil locuitorii acestui sat se mândresc și cu localitatea lor și cu istoria bogată pe care au, ceea ce ne-ați reflectat dumneavoastră. Unica ce mă gândeam să vă întreb, pentru cei care ne privesc probabil să gândesc, că ați menționat anterior că atunci când la recensământ se numărau capitele de familie sau oamenii care locuiau în sat, ei se numeau birnici. De ce se numeau birnici? Pentru că plăteau birlă? Ei erau birnici pentru că eu în orice țară, și orice timp, erau plătitori de impozite, da? Și ei erau ca o sursă de menținere a statului, a conducerii pe vremea aceea, da? Dar nu toți erau birnici. Se vede că acei ruptași, ei erau scutiți, plăteau un impozit special, da? Dar nu atât de mare cât îl plăteau birnicii de rând, adică țăranii. Domn Melnic, vreau să vă mulțumesc pentru incursiunea dată în istoria acestei localități. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și cu siguranță vom continua să vorbim și despre alte localități. Doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare alături de noi. Urmează și alte ediții despre istoria localităților Moldovei. Alături de mine a fost domnul Gheorghe Melnic. O zi bună să aveți! Moldovenii.md, pentru că ne mândrim cu țara noastră.